E nașpa? Oh, e amar! Pune mâna pe sus. Asta e masa? Și ăla e scaunul, bravo, și du-te, aruncă-te pe el. Da, pe așa scaun. Mă pun și eu pe scaun. Păi eu trebuie să ajung la celălalt scaun, nu așa am vorbit că eu o să stau în scaun. Da, ai grijă că dărâmi, ai okay. Foarte multe chestii, ai o chestie care se sparge, mai multe care se sparg. Ce Dumnezeu mai adus aici, pahare? Ia bă, a! Stai pe ambele scaune. Ok, gata, m-am dat pe scaunul bun. Ok, să nu pui mâna pe masă, că nu o să dai seama ce avem aici și n-ai voie. Ok. Luca gen. În primul rând vreau să știu cât ai plătit pe toate astea? Am dat măcar 5 lei, cred. Măcar 5 lei tot am dat. Au fost peste 5 lei, vei. Da, 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 5 lei tot am dat. Bun. Ei bine, ne aflăm astăzi aici pentru că eu și Luca am venit cu o idee absolut genială pe care am furat-o de la cineva și actually nu e ideea noastră. Stai, înainte trebuie să testezi ceva. Ce? Mi-ai dat ceva aproape de gură? Nu, încerc să-ți dau un pumn să văd dacă e reacție, să văd dacă vezi. Dude, am simțit aer, așa și eu mai... Am văzut că te-ai speriat după ce am dat. Bro, am simțit aerul și nu știam ce... Stai, vine cu ceva la mine la gură. Ce să fie de nenorocit. Deci nu vezi? Nu văd, nu văd. Okay, am și ochii închiși. Am și ochii închiși în momentul ăsta. Okay. Gen, uite. Like, apăs pe watch, dacă aveam deschis și era nașpa. Bun. Okay. Ei bine, oameni buni, astăzi l-am trimis pe Luca Luc să cumpere cele mai interesante chestii pe care reușește să le găsească la magazin, iar eu le voi încerca fără să știu ce sunt, pentru că sunt legat la ochi și da, cam asta este ideea. Știi clipului. Știi ce, îmi place că ai cele mai interesante chestii, pentru că chiar sunt mai mult chestii decât mâncare ce am luat eu. Mă, ce-ai luat? Bă, nu poți să-și... O chestie pe care nu știu ce e. S-am zis că trebuie să fie comestibile, right? Să fie de mâncare. Bă, având în vedere că într-un borcan ar trebui să fie comestibil, dar ce... Uite, o să pot să atingi borcanul, uite. Îl dă de cap, mă, da, e oribil. Mamă, ok. E bine, oameni buni, de fiecare dată când voi încerca ceva, voi pune la editare pe ecran ce urmează să încerc, dar eu în momentul ăsta habar n-am ce se află pe masă și nu știu ce o să încerc. Și merch-ul iHatePink pe iHatePink.ro, oameni buni, și pentru că v-am promis, este timpul să facem donația aia puternică. Deci în prima lună am făcut mai mulți bani decât mă așteptam din merch. Mie îmi faci donația, nu? Nu. Prima dată când am avut mărciu, mi-aduc aminte că prima dată, în prima lună am făcut 1000 de lei, ceva de gen. Acum sunt 7600 de lei și, oameni buni, așa cum am promis, toți banii ăștia merg către caritate, am făcut donația puternică și acum, realistic vorbind, cu ăștia 7600 de lei și cu cei 1500 dinainte, suntem efectiv aproape de 10.000 de lei donați și poate facem în curând încă o chestie și cu chestia aia poate reușim să ajungem la numărul ăla foarte, foarte mare și frumos. Pentru caritate. Deci vă mulțumesc tuturor că ați achiziționat merch-ul. Îl port și eu pe mine în momentul ăsta. Am să cer iar stoc de marketing. Zici tu dacă vrei ceva lucrat. Îi zic ăsta, da mă, mai dă-mi o șapcă, îmi că-mi trebuie mie, crede-mă, pentru mine. Și te întreabă băia, dar de ce cum am dat numai XXXXL? Da, zic, m-am îngreșat. Bun, Luca, cred că putem să începem. Cred că poți să-mi dai prima chestie în gură. Deci, vrei să încep cu ceva mai light, ceva mai... Ok, da, începe cu ceva ce, să zicem, că aș reuși eu să mănânc în mod neironic. Adică ceva ce ai mâncat la o masă normală. Da, da, aș mânca la o masă normală. Nu mai țipa, mă, că cheamă la de sus poliția, iar ai. Ok, trebuie să dau un pic asta, mă, așa să fac eu loc aici. Poți, te rog, să arăt și la cameră chestiile înainte să... Adică puțin așa, în mijloc. De asemenea, hai că pleacă-te când faci aia, că altfel nu focusează camera. Păi nu contează. Acum, adică nu contează. Mamă, o să iasă cel mai ghirlit dacă se ocupă Luca Luc de tot aici. Tu nu știi ce îți dau eu să mănânci. Deci eu, chestia asta pe care urmează... Hai să-ți fac o introducere. Mm-hmm. Ok, ai desfăcut ceva. Ce-ai desfăcut de... Vrei să miroși? Așa? Nu. Like, vreau să-mi dai direct în gură și să încerc. Nu vreau să... Ok. Și acum ping gura că... mare. Hai. Okay, dar ai băga până în gât alea. Nu, a căzut. E ceva la mine. What is this? Mănâncă. Este un... Geleu. Oh, mamă, e șoric de porc. De unde știut că e șoric de porc? Bă, tu știi că șoric am mâncat eu la viața asta. Ah, chiar e de porc, păi... și nu știam. Ah, de fapt poți fi doar ceva? Nu există. Ah, ok. Wow, mie nu-mi place, bă, gen doar cum arată, nu-mi place gen, e așa, bă, gen. Bă, șoricul e absolut genial, gen bunicul meu tranșa porcul,
Bă, și când se strângea toată familia în jurul lui după ce îl pârleau, nu mai rămânea cu șoric pe el, ești nebun, mâncam până crăpam. Bro, dar nu-mi place asta și de ce? Are textura foarte moale, like, îl mestici foarte ușor. Nu efectiv... știu care e problema lui, că am băgat furculița asta în el și tot, dacă zic, de e, trei ori am băgat. E cauciucat, dar moale în același timp. Eu știu da. Că șoricul gen morfă la el de te doare maxilarul, ești nebun. Vreau să-ți dau ceva, mamă. Știu eu ce-ți dau, Pink. Mă faci să fie teamă, ce bă, okay. Chiar o să-ți placă. Chiar o să-ți placă. Ok, bun. Pink, deschide gura. Ok. Și mușcă. De ce nu mănânci? Ce mi-ai dat să mușc? Stai, mușcă. Mai devă de-a dat. Păi deschide gura. Bro! Da. Like, ce e aia? Nu e desfăcută, nu? Din ce mi-ai dat să mușc? Nu, asta e textura ei. What? De să simt la mușc. Stai mă, că nu e desfăcută. Oh, fine. Ți-am dat cu ambalaj. Hai că-ți dau și fără. Am simțit ceva ciudat, gen, bă, n-are niciun gust. De ce are textura asta de... Ok, acum. Ia. Asta chiar nu are ambalaj. N-ai mușcat-o bine. Ce-i asta, Pink? E ceva ce mie îmi place asta. Mie nu-mi place să mănânc așa gol, dar... Are, deci e un fel de brânză. Da. Am nu știu să zic de care. Cum mă nu știu? E de aia mai împuțită. Are o aromă destul de puternică, ish. Da, dar nu e, nu pute. E ceva destul de clasic, care nu e nici de aia normală, dar e ceva ce mai sigur ai mai mâncat. Sigur am mai mâncat. Da, păi mănânci. Cred. Nu știu, mănânc. E o brânză, asta știu. Like, brânză cheddar, Pink. Cheddar? Da, de-aia portocalie. Ah, care se fain. Pune la burgeri și alte chestii. Eu niciodată nu cumpăr like, brânze de genul. În afară de și ce cumpăr eu? Brie. Brie ce? Da. E o brânză albă, foarte moale, cu o chestie pe deasupra, care și aia e comestibilă, știi? Și arată un pic mucegăită. Dar eu cred că știu ce vreau să-ți dau următoarea chestie și este într-un recipient. Deja okay. Începe să-mi fie teamă că au fost două chestii care chiar au fost de mâncare până acum și acum... Păi și ce? Aici testăm mâncare. Oarecum. Testăm mâncare, dar acum sunt sigur că ai început-o ușor și acum o să-mi dai o chestie stupidă rău probabil. Care... Ok, fii atent, no. Actually, e o chestie normală, dar nu prea și o să vezi ce zic. Adică nu știu cât de rău se simtă la gust, mamă, dar după textură e cam weird. Ok, o să-ți dau o gură puternică, Pink. Ok, nu zici când. E de mâncare, nu, n-ar trebui să-ți fie gen scârbă, neapărat. S-ar putea să-ți fie scârbă, dar... Mamă, de ce te-ai speriat așa? Ce asta e? Ok, e un iaurt sau... Nu, smântână. Ok, ce mișare. Păi vrei? Da. Ai și niște pâinică. Îți place? Deci eu am luat chestii care îți plac. Bro, e o smântână like, foarte bună. E o smântână cu 35% grăsime. 35%? N-am văzut în viața mea așa ceva. Am și eram... 2 kg pe mine numai din gulea. Bro, 35% e mai multă grăsime decât smântână aici. De asta mi s-a părut atât de bună. Că și că mai e o smântână de aia cea mai ieftină și zice, da frate, e cu 15% grăsime și e like gherlă rău. Asta e like foarte cremoasă, foarte gustoasă. Păi vezi că le-ai nimerit pe toate până acum, nu mă așteptam. Adică bine, nu mă așteptam. Like, what do you mean? Like, dacă tu iei un pic de smântână în gură, nu știi că e smântână, dacă nu o vezi. Da, ai dreptate, dar gen... Bine, okay. Smântână, e clasic. Mă așteptam să nu-ți placă pentru că are 35% grăsime, ok? Nu, cu cât e mai grasă, cu atât e mai bună. Până și lapte, laptele degresat e mai nașpa decât cel care e whole milk, nu știu cum să-i zic în română. Și la ăla degresat îi bagă și alte mizerii în el ca să-și păstreze gustul, ca gen. Mamă, ce știe, Pink. Mai bine mănânci chestie cu tot cu grăsime, că nu sunt atât de oribile. Pink, îți plac chestiile dulci? Păi e bine, că asta nu e deloc dulce. Okay. Lucrim cu Luca Lupa, voi apăsați like. O să vă las link de la canalul lui Industriere. E super de treabă. Donați și voi, gen, caritatea eu. caritatea nu, trebuie Luca să, Luca. Nu trebuie să donați bani, dar gen, puteți să-mi dați un like sau ceva. Bă, nu știu cum se face chestia. Asta era, mă, 2 milioane. Bă, ce? Păi mi-a dat Pink 10 milioane, zis, ia, mă, de toți banii. Nu, dar dau mai mult. Actually, nu știu cât ai dat pe astea, dar eu știu că o să dau pentru un clip care apare sâmbăta viitoare. 6 milioane și ceva. Îți dau clipul ăla. Pe clipul de săptămâna viitoare, de ce mănânci? Paul? Nu pot să zic încă. Ok, Pink, ți-am dat o gură mare, că asta nu e de mâncat așa un pic, adică ori e ca lumea, ori nu mai e. Te rog frumos, gura mare. Haide. Asta ciocolată.
Aproximativ, da, deschide gura mare, 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 mare. Și mănâncă. Ce gust are. Bă, mi-a luat ciocolată. Mama, dar miros ești puternic rău. Wow. Oh my god. Ok. Ok, zi-mi procentul de cacao din ea. Mai mult de 5. Ok, are 85? Are 99% cacao. What? Practic ți-am dat cacao să mănânci. My god, nici nu știam că există de 99%. Am mama, ce putere. Am mâncat cu 95%. 95%? Nu trebuie să fie același lucru, adică cred că 99% doar sună mai bine. Dar bro, din ce gust are? Chiar nu ia mare rău? Ia și tu o gură. Nu iau o gură. E like foarte amară, se topește greu. Ok, să iau și o gură. Dar luat super puțin. Oh my god. Oh, what? Oh! Ți-am zis că e amară. Oh! Ușor că cheamă și a vecinii iară. Bro, tu nu știi să reacționezi la chestiile astea. Cum zici că mănânc pământ? What? Bro, like, am mai mâncat. E ok. E oribilă. Ok? E oribilă, e oribilă, da. Tu știi cât am luat? Nu, nu poți să vezi, gen, cât un sfert de unghie am luat și gen... Pua! O să-ți dau ceva să-ți curăț stomacul. Deci acum asta chiar o să-ți pună capa. Fii aia. Ok, dar s-ar putea să simți puțină smântână când îți dau că gen n-am curățat. N-ai curățat lingura? I mean, poți să ștergi de tricoul tău. Da, cred că e destul de scump ăsta. Asta o să-ți placă. Așa îmi trebuie. Cred că o să-ți spun tot așa mult. Să spun mult? De ce o să spun mult? Nu e mult. Păi de ce? În ce pui mult? O, ceva care o să-ți spele stomacul. Pentru că ai multă cacao. O, chestia asta arată chiar bine. Cred că mănânc eu. Ok, deschide gura pink. Gura mare, o gură puternică. Op. E un sos. What? Se pune la papanaș. Ui, really? E ca un sirop mai tare. Nu-ți place? Nu-ți place? Bro, are gust un pic mentolat. Bro, e pe lista de chestii bune asta. Nu-ți dai seama? Nu cred. Era prea dulce mentolată cumva și acum gen, mă doare în gât, în cerul gâtului. Vin, mănânci în fiecare dimineață asta. What? E pastă de dinți de copii. Oh. Dar e ok că gen... Oh. Scria undeva că gen poți să mănânci. Adică e pentru copii de peste 0 ani. Toată lumea are peste 0 ani. Da, exact. E de aia comestibilă, nu că gen pasta de dinți nu e comestibilă. E actually, nu e ok să o înghiți. Dacă e de copii, mă gândesc că gen e comestibilă, nu? Dacă nu, asta este ultimul cuvânt în canalul ăsta. Okay. Oh, dar ce avea gustul ăla ciudat? Este cu strawberry. Și dar n-avea gust de strawberry. Strawberry. Păi și are mentă pentru că așa era un pic mentolat. Și eram, realistic vorbind, am crezut chestia cu papanașii. Că gen am zis, bă, actually chiar are și un gust care ar merge pe ceva de panificație. Am improvizat bine în seara. O să-ți dau o chestie ciudată. O să-ți dau ceva ciudat. Care nu sunt sigur exact ce sunt. Asta, eu zic sincer că nu sunt sigur dacă e ce cred eu că e. Gen, o să-ți dau să guști, o să zic ce cred eu că e și îmi spui dacă chiar e chestia aia. Și ai luat chestii, nici nu știai ce e. Da, exact. Este o conservă, pink, nu știu exact ce este aici. Da, e ceva dulce, dar e tot așa ciudat. Tu ești foarte... Nu știu, eu sunt mult mai sensibil la miros și la gust decât tine. Tu ești așa gen, mamă, cred că pot să spun și eu să o dau așa. Vrei să muști din ea? E o chestie ce trebuie mușcată? Nu, no, cred că pot să mănânci aia. Opa, așa. Cred că e de pe tine. Băi, e de mâncat, ai venit. Am luat-o de la mâncare, cred. Gen... Aruncă să te tai undeva. Da, cred că pot să arunce aia. Dă un colo, dă-i drum. Ok. Mă gândeam să arunc în spate undeva pe perete să... Zice, ce e asta? Că nici eu nu știu. Da, te întreb pe tine. E ceva într-o zeamă dulce, un fel de compot. Da, și eu cred că e compot, dar nu sunt sigur de ce. E o fructă, e actual... Fii atent, compot de legume. Ce cred eu că e? În primul rând îți place?
gustul e plăcut și deloc dulce, e așa un gen 4 din 10. Păi ai zis că e plăcut cum îi dai 4 din 10. Măi, e plăcut, dar nu mega dulce. Gen, gândește, de 10 din 10 la dulceață ar fi, like, nu să mănânci că e prea dulce. Like, o chestie așa plăcută și un pic dulceagă pe la mijloc, da. 4 din 10 de dulce, dacă așa, overall, nota totală, care ar fi la asta? Îmi place, sincer, nu știu ce e, dar e... Deși, atent, știi smochinele? Oh my god, smochinele au chestia aia de am scuipat-o eu, la capăt. Deci, era, era smochină smochinele în compot? De obicei, gen, sunt... Da, gen, deshidratate și în cerc de la... Cred că asta e compot de smochine, gen, adică sunt gen unor reverse card, gen nu mai sunt deshidratate, sunt foarte hidratate și fac baie toate acum. Mega hidratate. Bun, Pink, cred că e timpul pentru o pauză. Ai mâncat destul de multe chestii, așa că eu vreau să dau ceva, un cadou. Dar, Pink, eu ți-am luat ție un cadou. Este ceva cu o cantitate foarte mare de alcool. Bă, fără de asta, măi, nemul. Miroase a... Actually, zici că e un miros din asta de la țară, dar nu-mi dau seama ce e. Ce miroase? Ceva natural. Băi, e bun, natural. Bunica, so, erau niște flori albe, ca un fel de, nu știu cum să-ți explic, erau like lunguiețe și apoi se desfăceau cumva. Da. Ca niște clopoței. Avea bunica ceva de genul undeva la intrare în curte, o tufă de aia. Bă, și miroase exact ca floarea aia. E, da, dar nu știu ce, era o floare de ceva. Florile. Ok, da, bine, nu e nașpa. E vorba ta, un miros de floare, poate să fie ca un fel de parfum, dar de babe. Parfum de babe? Are miros de parfum de babe, poftim pe actually, chiar... Nu, ok. Vreau să dai pe mine. Nu o să dau, ai încredere. Ok, nu știu. Deschide gura ca și mai bea și acum gen doar bea. Ok. E nașpa? Oh, e amar. E parfum. Oh, e amar. Oh, fucking Christ. Bro, actually... Ai luat, like, parfum la sticlă și mi-ai dat să beau? Da! Oh, are gust amar, dude. Nu, e și chiar e parfum. Zim ce e, like, actually sunt foarte curios. Parfum! Nu e fucking parfum. Ce parfum găsești la sticlă de băut? Doamne! Apă de flori de portocal. Și arată fix ca aia de-ai descris tu. Deci sunt albi și gen se deschid așa. Ue, deci dacă... Bunica n-avea portocal. Era o tufă cu ceva. Și ai dacă nu mă înșel, avea și un pic de... Avea o chestie galbenă, parcă polenul din interior era cu galben la floricica aia. Nu prea mă dau seama. Mai au gură. Nu, am good. Păi zici că vrei apă. Bă, șoricul, sincer, după clipul ăsta, la frigider și-l mănânc. Dar aia, în ghiuvetă. Ha, bă, că dă-mi și după clipul ăsta să bea și... Da, Robi, care insufragire și vorbește cu toate fetele de pe Instagram. Bun, mai am ceva, Pink. Nu știu dacă o să-ți placă chestia asta. Atâtea au fost? Nu, mai am. Bă, dar cât de mare e clipul ăsta, Luca, cât e bun? Cel mai mare clip din România, Pink. Trebuie să mă sacrific eu, Pink. Ia să vedem. Stai așa, să-mi dau seama dacă e safe to eat. Mă, ce-ai cumpărat că nu e safe to eat? Nașpa rău. Da. Ok, Pink, gura mare. Și bum! Poți să pui mâna pe asta, da? Oh. Ce-i asta? E ceva cu aroma aia clasică, chimică de banane. Chimică? Bro, aroma de banane. Da, știu ce zici. Era ceva de ciocolată, că mi s-a topit pe degete. Ok. Și avea like, ceva cremă de banane în interior, nu știu. Choco Banana Milk Snack și are o poză cu Minion. E ceva dulce, ți-am dat ceva bun și tu l-ai aruncat. Ai aruncat toate prostiile din lume și ai aruncat ăsta bun. Ăsta bun. E oribil, are gust de banane de alea din bomboanele ieftine de Crăciun. O să-ți dau ceva ce eu nu știu. O să-ți dau ceva ce eu nu știu ce e. Atâta, gen, eu chiar nu știu ce e. Așa că Pink, stai așa să-l arăt și la cameră. Da, din nou, nu știu dacă se vede ceva, nu contează dacă se vede ceva, contează să nu-ți placă ție. Da, între timp clipul meu. În paragine. Da, nu merge să-l deschid, what? Trebuie să deschid eu? E un borcan. Deschide. Mamă, dar dacă ai grijă. Dacă deschid și vărs. Ai grijă. Stai așa că fac. Ai, nu faci sală sau ceva, sporgi. Gata. Ok, dar nu face. Mamă, ai dat peste tot, nu pot să cred.
Tot okay. Eu, bă, Luca, tot eu o să deschid. Hai zi acum, l-ai slăbit tu înainte, hai. Miroși borcanul. Aici, da. Aici vreau. Aici vreau. Mai zis tu, a ceva limonadă, a ceva. E ceva cu lămâie. Așa lămâie. Miroase. Bun, fii de ping. Ce vrei să faci? Nu cred că... Ce nu poți să faci? Uite, asta nu iese de aici. Cu ce nu iese? Bro, n-am cum să scot asta, să-ți dau să mănânc. Cu degetele, nu știu. Cu ce încerci să scoți? Ce faci? Nu merge să scot. Bro, vrei să scot eu? Nu, nu merge. Unde e? Dă mie. Aici. N-ai cum să scoți. Ok, am scos ceva. Și mă mănânc-o. Oh. Mamă, ce... Nu știu ce să zic de asta. Dă-i o bucătură. A, bă, ce e faci? E sărată. Păi e de mâncat, ia. Ia o gură ca bărbați. Oh. Bro, se sparge și curge pe aici. Bro, îmi dai peste recuzită. Ah, ah, ah. Îți place? Oh my god, e sărată rău. Ceva tailandez, cred. E acră și sărată rău de tot. Da, asta cred că a fost cea mai schimboasă pe listă. Vrei să zic ce e asta? Ah, zi-mi ce e. Lămâie murată. Aia nu e fucking lămâie. E lime, gen, e... Bă, da, e... e... Da, e lime, că like, e mic rău. Nu mai e lămâie, gen. Pickled lime, așa scrie. Păi lime nu e lămâie, lemon e lămâie. Lime e... Lime e limetă. E pickled limetă. Pickled? Wait, pickled... E murată, bro, că... Dar de ce-i vrea lime... Nu știu murat. Cine folosește vreodată. Și o să-ți dau acum o chestie interesantă. Bun, o să arăt la cameră. Am arătat ce o să-ți dau la cameră următorul, dar pe ăsta nu. Acum o să fie foarte interesant pentru că o să ai să-ți alegi din chestiile astea ce vrei tu. Prima variantă, nu știu. Păi nu, că gen, sunt multe chestii puse la un loc. Unde puse la un loc? Într-o chestie și arată scârboz. Bun, Pink, ți l-am pus în față. Poftiți furculița de mâna. Uite furculița. Okay. Și te rog să bagi furculița unde vrei să mănânci. Aici? Da. Bag-o. Am luat și... ceva? Da. Și mănâncă. Wow. Ok, e like, e, are gust de... Vezi că acolo e iar ceva, adică gen sunt mai multe chestii, n-ai luat nimic. Am luat ceva? Da, ai luat. Ok. N-ai grijă să nu cadă. Nu știu dacă trebuie să le mănânci direct de acolo, sincer. Cred că trebuie. Bro, ok, so, sunt în ceva zeamă care are gust, știi, peștele ăla la găletușile astea de plastic, de la Bonito sau ceva. Da, e like un fel de pește în oțet cu ceapă și cu morcov sau ceva. Ok. Uite aia, da, 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 mănânc. Aia, da. Ce e? Am pus pe gură. Ce e? Cred că like de alea, foc de mare. Ai mâncat caracati să fiind că acum, ultima oară. Ah. Sau mă rog, poate vă rechizi asta. Asta. Bun. Practic, sunt mai mulți pești și scoici și tot ce poți să-ți imaginezi din mare pe care poți să mănânci, okay. Puse în oțet rechin, sau avem ulei. Rechin? Cred că avem și rechin. Stai. Doar bagă tu furculița. A, actually, nu e. What the fuck? Nu știu ce textură are asta. Ia uite, de asta n-ai mâncat. Ce? Bă? Bă, ia o dată! Oh, asta se spărmițează, e nașpa asta. Nu știu ce e. Da, o să vezi la final, pentru că mai avem o singură chestie, Pink. A, ce erau? Ți-am spus, mai multe chestii de mare, gen oh, deci pește, fructe de mare. Dacă vrei. Asta, oricum ai dat pe mine fructe ulei. Fructe de mare cu surimi, cocktail, în ulei. Oh. Da, erau ok, erau. Ocean fish. Da, deci fructe de mare și mai multe chestii. Mm. Bun, mai am o singură chestie pentru tine. E o combinație, asta de la final. Mamă, dar câte borcane am luat, mie chiar îmi plac borcanele. Și ar trebui să fie o combinație. Stai măcar la camera. Nu știu ce se întâmplă. Am crezut că te-ai apropiat de mine tare, că am simțit parcă aer. Ok. Pink, gura mare. Opa, haide, tot. Boom. Ia zi. Oh, ia zi.
Oh, oh, băi, are și Rian. Oh, unde a făcut? Unde a făcut? A luat fructe de mare! Ah, ah. Uite, ia apă, stai. Ia apă. Uite. Ai apă? Nu, îmi da aia cu... Ia apă, mă, ia apă. Ardei-o la iute cu wasabi-ul tău nouă. Bun, stai să arăt și la cameră. Ok. Și acum, ăsta e de final, deci ăsta chiar sper că e ultimul. Bine, sper că n-am uitat nimic, gen. Că eu tot descoper chestii, am uitat câte am luat. Okay. Păi bă, că nu se mai termine clipul ăsta, Luca, nu trebuia să fie atât de lung, dar hai să zicem. Nu mai contează. Stai, să-ți mai pun. Stai. Nu vreau să le... Gata. Și dă-l pe gând, nu mirosi. No, ok. Nu mirosi, dă... Nu, nu le dau pe toate pe bine, gând. Ia-ți mai multe. Ha, mă, bagă pe gând. Dă așa, bagă-te o pumnă. Prost, e mâncare de animale. De ce știi ce gust are? Oh my god, mir gust. Deci are gustul fix cum miroase la zona de mâncare de animale. Oh my god. Ok. Pot să... Gata, pink. Jesus. Oh, mamă. Ce zici de ce e aici? În asta ai vomitat, ai scuipat, ai mâncat după. Îmi pare rău. Da, asta a fost tot. Poți să iei mai o gură dacă vrei. Asta, no. Uite, vezi? Bro, ce ori zis, apă de flori de portocal. Nu așa arată florile de, le știam eu de la bunica. Bro, am crezut că o să iei mai multe chestii comestibile. Cred că like 30% din astea au fost comestibile. Bă, de eu mincă, la început mâncai non-stop. Mamă, șoric, mamă, bun, și pe, și pe final mi-a dat numai prostii. Dă să mai iau niște șoric să-mi spăl gustul ăsta de iute și de mâncare de animale. Bro, mamă, trebuie să-ți dau șoric, o să scuipi în ea când ai scuipat. Când ai scuipat. Nu e vina mea, am scuipat unde am putut. A, de ce l-ai scuipat pe mine, la de tot? Bă, hanoracul tău de 20 de miliarde. Da, e măcar 20 de miliarde. Da, e de la Peuzi aici, gen. Da. E șmecher. Da, e picta manual, nu știu dacă știați. Da, mă rog, gen. Și da. O să ne vedem la Igoareba. Cum ar fi să nu fie mai mica mâna voastră?